2014 a fost cel mai bun an pentru Astra, an în care a câștigat Cupa, Supercupa și s-a calificat în grupele Europa League. Tocmai de aceea, patronul Ioan Niculae a anunțat la sfârșitul anului trecut că nu mai vrea să investească în echipă și își va lăsa clubul să se autofinanțeze. Cu banii de pe sezonul trecut, echipa Faniona orașului a reușit să se finanțeze până în prezent și cu puțin efort ar putea să reziste până la vară fără susținerea patronului. Deja conducătorii clubului i-au anunțat pe jucători că vor să îi transfere pe cei cu salariile cele mai mari sau chiar să îi lase să plece la vară gratis, pe cei care își încheie înțelegerea cu echipa. Potrivit site-ului sport.ro, Ioan Niculae ar fi anunțat că vrea să o retragă pe Astra din Liga 1 și să o trimită în Liga 2 sau chiar a 3, însă acest lucru este puțin probabil, cu atât mai puțin cu cât Astra are șanse mari să se califice în preliminariile Europa League la sfârșitul campionatului. Sunt jucători care sunt foarte mulți, care le termină contractul în vară și probabil că gândul lor este în altă parte. Și dovadă, nevozitatea creată sau excesivă a unor jucători. Pe plan fotbalistic, Astra se află pe loc care asigură calificarea în Europa League, însă Viitorul și FC Botoșani s-au apropiat amenințător și vor să ne ia locul în clasament.